Bună, dragi prieteni, vă salut pe toți. Acum am ajuns acasă, mi-e foame, uitați ce mi-o cumpăra Meg. Uitați. Mira, papa, te o să mergi cama. Bravo, mami, te rog frumos, lasă-mă un pic să-mi fac șoc. Adios. Buenas noches. Cârnat, strandafir, uite, cârnat. Cârnat, Gorna. Gogoșal. Mami. O să mă întrebați că de ce nu fac live. Nu mai fac live. Nu sunt sprijinit. Nu, lumea nu dă like-ul. Nu mă supăr. Rapoarte. N-are rost. Dar o să fac vloguri. N-am ce face. N-am ce face. Și eu vin rup de bosul de la lucru. Nu mă obligă nimeni. Îmi place, da? Dar mai se ne-au să. Leo. Se sesizează autoritățile. Leo se sesizează autoritățile. Brânză. Leo se sesizează autoritățile că după Paști, bucătarul vrea să însoare pe copilul. Știți voi cum? Se împerechează ca pe porci. Și atunci hai la fel. Sunt de acord. Sunt de acord cu el. Fiindcă e adevărat. Cum să însori tu copil așa de mic, 14 ani, să aibă relații și așa mai departe? În legătură cu vlogurile. Eu vă spun un lucru. Cunosc o persoană care mi-a copiat. Aia ce zice bucătarul că el i-a șters. Nu e adevărat. Nu i-a șters nimeni, le-a pus el pe privat. L-a pus el pe privat. Am eu sursă sigură că e frică ca să nu meargă poliția la el, că acolo, știți, stă de acte, o să stă de acte, stă de dovezi, stă de alea. Mă înțelegeți? Și de asta au zis că el o șters. Nu e adevărat. Leo acum vrea să se răzbune. Fiindcă au vorbit urât de patroana. Dar eu cred că ar fi frumos din partea lui Leo să gate și el. Ar fi frumos din partea lui Leo să termine și el, pentru că nu-i bine. Om m-a pus pe privat vlogurile. Asta era.
Ar fi vorba că n-ar fi luat niciun ban pe videourile alea. Nu e adevărat, banii i-au luat. În momentul ce s-a vizualizat treaba aia, au trecut 24 de ore, banii s-au intrat în cont. În contul YouTube-ului. Nu mi-a făcut mâna nimic de mâncare. Nimic. Cine știe pe unde umblă, nu mai știu ce să fac nici cu asta. Doamne, greu e când n-ai bani. Da, Doamne, greu e când n-ai bani și te-ai promovat, dușman, măi. Fructe de cotet. Nu o să se termine scandalul ăsta. Nu o să se termine. Puteți să spuneți ce vreți. Nu o să se termine. De ce? Fiindcă Leo e foarte îndurerat. Eu așa îl văd. Probabil să se schimbe. Dar eu așa văd. Situația încă mai rău să înrăutățește. Și v-am spus, dacă bucătarul a pus pe prima vlogurile alea, nu a fost pentru că frică de Leo. Frică de poliție, să nu vină poliția pe el, să-i ceară de unde-s documentele. Să nu-i rupă fundația. Înțelegi? Omule, o zice că el i-a blocat, că el nu știu ce, că el nu știu cum. Eu m-am informat la YouTube. E imposibil. Doar dacă intră în contul tău să-l șterge. Nu ți-l poate da jos. Dacă tu nu ai poză cu el și anumite lucruri. Ei se filmau pe el și vorbeau. Nu. Nu înțelegeți. Da, na, în fine. Știm noi cum se treaba. Toată lumea e perversă. Toată lumea are interes. Asta e adevărul. Nu o să mai fac live-uri un timp. Fiindcă lumea îmi dă multe rapoarte și n-a de rost. De ce să-mi pierd eu două ore? Din viața mea? N-are rost.
Frate, mi-aș vrea să fac live, dar vreau sprijin. Vreau sprijin. Atâta timp cât o să iau din astea, fac vlog, pentru că vlogul după aia lung, să uită YouTube-ul, da, e bun. Și gata. N-am să mânc nervii, sănătatea și așa mai departe. Băi, rămas cu gustărâțul ăsta. N-are rost pe tine. Am văzut că multă lume e invidioasă, multă lume are ciudă pe mine, multă lume numai dă-i, nu mai pot, fraților. Nu mai pot pentru că eu mă sunt singur și așa mai departe. Am și eu sentimente. Eu atunci îți bun când e nevoie de mine, când nu mai e nevoie, uite toată lumea. Și mi-a spus un prieten foarte bun mie, mi-a spus, Vlad, nu trebuie să fii bun, trebuie să fii rău. Cu bunătate nu faci nimic. Baza asta îl pup. Stimați prieteni, vă mulțumesc că sunteți alături de mine. Să dați un like, îmi dați motivație să merg înainte ca un tank rusesc și nu uitați, fiți alături de mine și dați motivație ca să fac vloguri frumoase și ca să intru în forță pe vloguri. Vă pup și vă iubesc!